Cele trei scenarii explicate de președinte aduc odată cu ele și dispariția învățământului hibrid, unde orele se desfășurau și online și fizic. Planul pentru redeschiderea școlilor va fi pus în practică în funcție de evoluția ratei de infectare din fiecare localitate. Scenariul verde, toți merg la școală. Scenariul galben, grădinițele, clasele 1, 4, 8 și 12 merg la școală, celelalte clase stau în online. Scenariul roșu, rămân acasă copiii din clasele 5, 8 și liceele, dar continuă să meargă grădinițele și clasele primare. Reprezentanții Consiliului Național al Elevilor sunt de acord cu aceste decizii. Aceștia sunt fericiți că în majoritatea județelor din țară școlile vor începe fizic, iar pentru elevii din anii terminali vor fi găsite diferite soluții pentru pregătirea examenelor finale. Ne-am bucurat foarte mult, este o victorie pentru noi. În funcție de situația epidemiologică, se vor organiza pregătiri și pentru elevii de clasa 8 și a 12, se vor organiza simulările pentru examenele naționale. Cele trei scenarii vor fi posibile dacă evoluția pandemiei va fi în continuare favorabilă. Decizia finală va fi luată pe 2 februarie.